Pulsul zilei astăzi de la Sala Ferdinand din ședința festivă a Consiliului Local Municipal Arad. Rămâneți în continuare alături de noi. La zilele Aradului a devenit o tradiție să onorăm în mod public contribuția remarcabilă a unor concetățeni la viața comunității, la dezvoltarea și promovarea Aradului. O tradiție este și invitarea oaspeților de peste hotare la zilele Aradului. Suntem astfel onorați, avem alături de noi pe reprezentanții orașelor învățite Beci, Iula din Ungaria, Zrenia din Serbia și districtul 5 din Praga, capitala Republicii Cehe. Doamnelor și domnilor, îl invit acum pe primarul Aradului, domnul Gheorghe Faltă, să adreseze mesajul de bun venit delegaților orașelor învățite. În apărăția voastră, preacucenici părinți, domnilor parlamentari, domnilor consilieri, salut cu mult respect și reprezentanții universităților și împreună să aplaudăm prezența celor 4 delegații a orașelor înfrățite, cărora le spunem bine ați venit pe municipiul Arad. Suntem o comunitate care ne-am bazat întotdeauna pe relaționarea spre vest. Întotdeauna ne-am uitat cu ochii calzi, deschis la ceea ce s-a întâmplat în Europa de vest, iar la noi în țară suntem considerați românii din vest, cu o capacitate de a înțelege lucrurile mai bună, cu o dezvoltare mai mare, și toate aceste lucruri au venit din influența pe care am primit-o întotdeauna din vestul și centrul Europei. De aceea, înfrățirea cu cele 4 orașe este o mândrie pentru noi, este o apreciere a ceea ce se întâmplă în comunitățile cu care noi suntem înfrățiți. Și împreună sperăm ca în anii următori să reușim să sprijinim candidatura Aradului pentru capitală culturală europeană. Este un obiectiv important al nostru pe care putem să-l realizăm doar împreună cu orașele înfrățite. Suntem într-un oraș cu o creștere economică importantă. Doar în ultimele 12 luni am avut 17% creșterea industriei. Suntem într-un oraș în care infrastructura se dezvoltă, iar chiar astăzi putem spune că avem orașul plin șantier. Și totuși, vrem să ne întoarcem la vremurile frumoase a Aradului, cu o cultură înaltă și cu evenimente frumoase. De aceea, intrarea în competiție capitală culturală europeană înseamnă și atingerea acestui scop. De aceea, încă o dată, mulțumim delegațiilor care sunt astăzi prezente cu noi pentru parteneriat, pentru încredere și pentru viitorul pe care o să-l avem împreună. Mulțumesc! Stimați invitați, vă mulțumim foarte mult că putem fi aici. Ne bucurăm că din 2007 avem relații de întâlnire chiar semnate cu municipiul Arad. Suntem într-o colaborare foarte fructuoasă de 10 ani de zile între Arad și Beci și între cetățenii celor două orașe s-au înregistrat colaborări deosebit de fructuoase. Ne bucurăm că în cadrul anului 2010, când am câștigat titlul de capitală culturală europeană, am reușit să facem rost de un bagaj de experiență pe care cu mare plăcere vă punem la dispoziție. Vă dorim mare succes în această competiție de capitală culturală europeană pentru 2021. Ne face plăcere că ieri, în cadrul zilei orașului Beci, am putut o fărâmă din cultura și tradițiile noastre să oferim Aradului. Ne-am simțit bine și vă mulțumim pentru această oportunitate. Invit acum pe reprezentanții orașului Iula, respectiv domnul viceprimar Balba și Mihai și domnul consilier Durco Caroi și Ocroș Ișvan. Că deja avem 20 de ani de întâlnire, 20 de ani de colaborare în domeniul cultural, cu domeniul economic, domeniul sportiv și educativ. Dorim să vă transmitem mesajul orașului nostru de colaborare în continuare cu toate domeniile și mesajul orașului Iula către orașul Arad și de această ziua. Considerăm că dacă veți avea oportunitatea să câștigați titlul de capitală culturală europeană, va fi un deosebit succes atât pentru Arad cât și pentru Iula, fiind apropierea aceasta foarte de apropiată și sufletește și geografic între Arad și Iula și pentru noi, dacă nu știu, vom avea mai mulți clienți, vom avea mai mulți vizitatori, atât din partea Arad, cât și a regiunii.
partea orașului împrățit Zrenjanin. În sală sunt reprezentanții domnul viceprimar Dușko Radišić și domnul Dragomir Radovanac, consilier local. Dobar dan svima, imam čast da vas pozdravim u ime grada Zrenjanina, u ime gradonačelnika grada Zrenjanina u svoje lično ime. Bună ziua tuturor, am cinstea să vă salut în numele orașului Zrenjanin, al primarului Zrenjaninului. Da vam čestitam ovaj važan datum za grad Arad. Să vă felicit cu prilejul acestor zile festive ale Aradului. Posebno smo ponosni jer smo mi prvi najstariji grad, bratski grad i naše bratimljenje je dugo već 12 godina. Noi suntem bucuroși, ne mândrim cu faptul că, iată, suntem deja împrățiți de 12 ani cu orașul nostru. Takođe, i sve vaše bratske gradove smatramo i našim bratskim gradovima i grad Zrenjanin takođe ima dosta bratskih gradova, tako da predlažem jedno zajedničko okupljanje i konkretno povezivanje gde ćemo gde će naši gradovi praktično biti spone između naših država. După cât am observat, da sunteți în Francisco mai multe orașe și propunerea mea ar fi ca să găsim soluția ca toate cele orașele care sunt, iată, împărțite, să găsim chestiuni de interes comun. Grad Zrenjanin upravo završava strategiju razvoja grada za period do 2020. godine i sektorsku strategiju kulture. Orașul Zrenjanin are un plan de dezvoltare până în 2020 și ca atare și în acest domeniu al culturii. Jedan od najvažnijih ciljeva je razvoj Banata. Banata u Srbiji, Banata u Rumuniji i Banata u Mađarskoj, tako da na ovoj našoj regiji želimo da poboljšamo i razvoj i naše veze. Scopul nostru este, am să simplific, dezvoltarea întregului Banat, tot ceea ce ține de Banat și, bineînțeles, că și noi suntem interesați în acest lucru. To ćemo najlakše ostvariti uz pomoć evropskih fondova. Mi smo još jedina zemlja koja nije u Evropskoj uniji i to je, da kažem, sada i naša prednost gdje možemo da koristimo predpristupne fondove, ali svakako i prednost je što imamo u našem susjedstvu evropske zemlje koje će nam biti sigurno i već sada su važni. Ne bazăm pe fondurile europene, deși e singura țară care este din această zonă, care nu este membră a Uniunii Europene, dar ne bazăm pe prietenii noștri care deja sunt și care au experiență în acest domeniu. Mulțumim! Mulțumim! Din urmă la microfon pe domnul Jiri Vita, consilier local din partea districtului 5 al capitalei Praga, Republica Cehă. Vážený primár, pane primátore, vážení přítomní občané města Arad, všichni ostatní přítomní, dobrý den. Dovoluji si vám vyjádřit srdečné pozdravení z města Prahy, odkud zarazila naše delegace. Jsme rádi, že se můžeme účastnit této slavnosti, tohoto slavnostního setkání. Jsme rádi, že se tak dobře rozvíjí naše nedávno navázaná spolupráce s rumunským městem Arad, které je nám velmi milé. Děkuji za pozornost. Stimate domnule primar, stimați consilieri, stimați arădeni și invitați și apropiați ai Aradului, ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră în sărbătorirea orașului cu ocazia zilelor Aradului. Vreau să vă comunic un salut călduros din partea orașului Praga și de asemenea ne bucurăm foarte mult că noua relație, proaspăt încheiată relație între Arad și districtul Praga 5 se dezvoltă atât de bine și atât de repede.
Vă mulțumim și vă transmitem un salut încă o dată. Stimați invitați, aniversăm în aceste zile 180 de ani de la obținerea statutului de oraș liber Regesc. Un proiect a cărui realizare s-au reunit atunci toate energiile și resursele comunității ardene. Reușita din anul 1834 a fost fundamentul pe care următoarele generații de ardeni și-au construit prosperitatea odată cu frumosul oraș pe care ni l-au lăsat moștenile. Acum, în secolul 21, avem în față un nou mare proiect pentru comunitate. Arad, capitală culturală europeană 2021, despre care ne va vorbi acum domnul Andrei Andro, membru fondator al Asociației Culturale Arad 2021. Stimați consilier local, domnule primar, domnule viceprimar, stimați invitați, onorați oaspeți și premiați. Înainte de toate aș începe prin a felicita inițiativa dumneavoastră a Consiliului Local de a aloca 10 zile de sărbătoare festivităților care marchează iată 10 ani ai zilelor Aradului, o sărbătoare care pune în valoare efortul deosebit al acestei comunități, dorința sa deosebită de dezvoltare, ambiția de a progresa. Spun asta pentru că în 1834 Aradul reușea cu un efort extraordinar să adune peste 300.000 de florini, după ce cu vreo 3 decenii în urmă mai încercase și reușise să adune o sumă aproximativ similară, doar că banii atunci se pierduseră datorită războaielor napoleoniene, unde Aradul a contribuit nu numai cu finanțare, ci și cu oaste. A adunat așadar această sumă pentru a reuși să își răscumpere, într-un fel, libertatea financiară, capacitatea de dezvoltare față de Imperiul Austriac. Ei bine, am făcut acest preambul pentru că ambiția aceea determinată de care comunitatea arădeană a dat dovadă în urmă cu 180 de ani, cred că trebuie să ne coaguleze din nou și să ne aducă împreună în acest proiect de viitor Arad Capitală Culturală Europeană. Sigur că la prima vedere proiectul poate părea unul cultural, dar nu este numai un proiect cultural, este probabil cel mai important sau unul dintre cele mai importante proiecte ale Aradului ultimelor decenii, pentru că nu putem discuta despre o capitală culturală europeană dacă oamenii din oraș nu sunt mulțumiți de comunitatea lor, de orașul lor, dacă infrastructura nu se ridică la nivelul unei capitale culturale europene, a unui oraș european, dacă fațadele clădirilor nu se prezintă așa cum ne-am dorit cu toții să fie. De aceea cred că va trebui ca efortul nostru să fie un efort integrat, un efort comun, un efort concentrat, pentru ca Aradul zilei de mâine să fie un Arad mai bun. Doamnelor și domnilor, dorința noastră de a aduce titlul de capitală culturală europeană la Arad nu este o dorință partizană, o dorință care să acceseze doar un anumit segment al populației. Eu cred că trebuie să fie considerată o cauză a întregii comunități locale, pentru că atunci când ieșim pe stradă și ne uităm în jurul nostru, vedem ce au lăsat în urma lor generațiile anterioare. Vedem clădirile, palatele acestea minunate, vedem obiectivele imobiliare cu care ne mândrim cu toți atunci când vorbim despre Arad. Dar sigur că putem să ne punem în mod îndreptățit întrebarea ce lăsăm noi în urma noastră, care vor fi acele obiective perene la care copiii copiilor noștri se vor uita, și aici aș face o paranteză și aș spune în afara învățământului superior arădean, care eu cred că este cea mai mare realizare, cea mai importantă realizare a acestei comunități după Revoluție. Așadar, care vor fi acele obiective la care se vor uita copiii copiilor noștri și vor spune uite ce bine că s-a făcut asta la un moment dat în Arad. Noi asta ne propunem cu Asociația Capitală Culturală Europeană, să nu realizăm doar o înșiruire de evenimente, ci să creăm, să realizăm obiective importante pentru viitorul orașului. Începând cu data de 1 septembrie, vom deschide asociația pentru înscrierea de membri susținători. Mizăm, contăm de prezența dumneavoastră, mizăm ca fiecare dintre dumneavoastră în colectivitățile în care vă mișcați să fiți ambasadorii acestei asociații a dorinței noastre de dezvoltare și de creștere.
Vă mulțumesc frumos, vă felicit încă o dată pentru frumoasă sărbătoare pe care ați organizat-o și îi felicit și pe premianți pentru tot ceea ce au făcut pentru spiritul și pentru conștiința radio. Pentru a da un cadru oficial a tuturor momentelor ce se vor întâmpla, cum să o invit alături de dumneavoastră și în față dumneavoastră pe doamna secretară a municipiului Arad, doamna Livioara Stăpânescu, care va da citire hotărârii Consiliului Local privind conferirea titlurilor și distincțiilor prilejul zilelor Aradului 2014. Având în vedere inițiativa consilierilor locali Bognar Levente, Cătălin Năzurcă, Ionel Ciupe, Ovidiu Sergiu Vâlcea, Ioan Farcaș, Miluța Cristan și Ovidiu Moșneac, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat în ziua de 21 august 2014 hotărârea numărul 233 privind conferirea unor titluri și distincții cu prilejul zilelor Aradului, ediția 2014. Articolul 1. Se conferă titlul Pro Urbe post-mortem arhitectului Șandor Ișvan pentru contribuția deosebită la dezvoltarea urbanistică a municipiului Arad. Articolul 2. Se conferă titlul de excelență pentru merite profesionale remarcabile, precum și pentru preocupările constante de promovare a imaginii Aradului următoarelor personalități. În domeniul artelor vizuale, pentru contribuția la întărirea legăturii de înfrățire dintre orașele Arad și Giula, domnului Ștefan Oroian, pictor, grafician, sculptor, și domnului Virgil Jirechie, în domeniul artă fotografică. În domeniul sportului, domnului Vodaș Erner, pentru rezultatele deosebite obținute în educația sportivă, și domnului Adrian Ioan Jigău, pentru întreaga activitate sportivă, specialitatea haltere. În domeniul educației, domnului profesor Mircea Potocean, pentru profesionalismul și dăruirea dovedită în cariera didactică. În domeniul afacerilor, domnului Nicolae Blaga, pentru întreaga sa activitate. În alte domenii, domnului Lars Garenberg, preot luteran din Suedia, pentru activități sociale desfășurate în municipiul Arad, și domnului Tiberiu Țigan, în domeniul literatură sportivă. Articolul 3. Se acordă diploma de onoare domnului Constantin Patrichian Călinescu, profesor și antrenor, director fondator al Clubului Sportiv Școlar Gloria Arad. Semnează președinte de ședință Adrian Cătălin Lăzurcă. Viețile omenești sunt plăcări și se desfășoară fiecare în felul ei și multe se sting fără ca să rămână vreo urmă după el. Arhitectul Ștefan Șandor a iubit cu pasiune Aradul și a dovedit dragostea muncind pentru promovarea și conservarea patrimoniului construit și a angajat energia și competențele în cadrul unor mari proiecte urbanistice pentru punerea în valoare a clădirilor istorice din zona protejată și a contribuit din plin la restaurarea și reamplasarea unor monumente remarcabile, precum Sfânta Treime din fața Teatrului Clasic sau ansamblul Patrul Reconcilierii. Prin munca sa, arhitectul Ștefan Șandor a reușit să dea Aradului adevărate comori care au fost ascunse sau uitate și, la fel de important, ne-a învățat să prețuim mai mult moștenirea urbanistică valoroasă pe care o avem. În semn de înaltă apreciere a contribuției sale la conservarea și valorificarea patrimoniului construit al municipiului Arad, Consiliul Local al municipiului Arad acordă post-mortem distinția Pro Urbe arhitectului Șandor Ștefan. Pictor, grafician și sculptor de naționalitate română, născut la Bătania, în Ungaria. Domnul Ștefan Oroian desfășoară o activitate culturală bogată în slujba comunității românești peste graniță și în calitate de redactor artistic al săptămânalului Foaia Noastră, organul de presă al românilor din Ungaria, iar din 1993, ca fondator și conducător al editurii Noi, este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Ungaria, la
Asociației Internaționale a Artiștilor Plastici UNESCO Paris și membru de onoare al filialei Arad a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Prin întreaga sa activitate și-a adus o contribuție importantă la stabilirea și consolidarea colaborării dintre orașele Arad și Piula, recunoscută ca model de parteneriat transfrontalier de succes între comunități din România și Ungaria. Consiliul Local al Municipiului Arad conferă titlul de excelență în domeniul artelor vizuale domnului Ștefan Oroian pentru contribuția adusă la dezvoltarea colaborării culturale și a parteneriatului dintre orașele Arad și Piula. Mulțumesc și sunt onorat și mândru, o să port cu mândrie această distinție a vă mulțumesc. Jurnalist și realizator de televiziune, fondator al primei televiziuni locale ardene din 1990 și cadru universitar, este autor a mii de reportaje de actualități, documentare, interviuri pentru departamentul emisiunilor informative a televiziunii române și pentru studioul radio-televiziunii Arad. Atât în creațiile fotografice, și în filmele documentare pe care le produce, domnul Virgil Jireghe promovează cu profesionalism, pasiune și talent, tradițiile și valorile ardene. În semn de înaltă prețuire și apreciere a carierei în domeniul artelor vizuale, Consiliul Local al Municipiului Arad acordă titlul de excelență domnului Virgiliu Jireghe. Dragi arădeni, dragi oaspeți, de 70 de ani locuiesc în Arad, de 60 de ani lucrez în domeniul fotografiei și filmului, de 20 de ani sunt profesor la Universitatea de Vest. Vasile Golbi, scuzați-mă că am emoții, pentru că s-a vorbit de Aradul capitală culturală europeană, vreau să vă asigur că prin modestele mele mijloace artistice în domeniul artelor vizuale și cu ajutorul Universității, acest vis frumos, Aradul capitală europeană, să devină o realitate și să fie al nostru un oraș care, nu numai în Europa, să fie cunoscut, dar în întreaga lume. Mulțumesc primăriei, mulțumesc Universității, mulțumesc prietenilor din domeniul fotografiei și filmul și colegilor din jurnalism. Generațiile de elevi arădeni datorează bucuria practicării sporturilor de echipă și destui sunt cei care au avut șansa să-și poată valorifica astfel talentul și calitățile sportive. Profesorul Valas Erne a introdus activitățile cercurilor sportive în școlile din Arad și a creat o școală de basket cu rezultate remarcabile la nivel național. Experiența și profesionalismul său au fost apreciate și în Maroc, unde a predat 4 ani la Institutul Superior pentru Învățământ din Rabat. Numele său se leagă și de evoluția echipei de fotbal Cutan, campionatul național, unde a activat o perioadă de altelor secunde. Pentru meritele sale profesionale, în anul 1999 a fost distins cu premiul Floare de Colț al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România, iar Consiliul Local al Municipiului Arad acordă titlul de excelență domnului Valas Erne pentru contribuția adusă la dezvoltarea sportului școlar. Doresc să mulțumesc celora care s-au gândit la mine. În mod sigur, și pentru mine și pentru alții, a fost o surpriză și este o surpriză prezența mea în mijlocul dumneavoastră. Am cu puțin am depășit 20 de ani și am exact 20 de ani de când sunt pensionar. Am început la liceul catolic, romano catolic, iar am terminat la liceul mixt maghiar, fiindcă în 1948 preoții au fost înlăturați din învățământ. La școala respectivă am funcționat 40 de ani cu rezultate relativ bune. Deci sunt mulțumit personal ce am făcut în cadrul școlii, iar acum trebuie să vă spun
că bucuria mea este și mai mare că doi dintre cei astăzi care au fost distinși, Șantor Ștefan, arhitectul Șantor Ștefan, mi-a fost elev, iar profesorul Tiberiu Țiganu, la fel. Deci gândiți-vă ce este, ce contează pentru noi prezența mea astăzi aici și că v-am putut vorbi. Trei persoane, deci trei foștele ai școlii, suntem astăzi în 2014 primiți diploma de excelență. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Un mare campion care și-a construit cariera luptând cu greutății. A început activitatea sportivă în urmă cu 30 de ani. La secția de haltere a Clubului Sportiv Municipal Rapid Arad, de atunci și până acum, a câștigat 33 de medalii europene și mondiale, a reprezentat cu onoare România și Aradul la Olimpiadele de la Sydney în anul 2000 și de la Atena în anul 2004. A fost campion european absolut în anul 2006. Este maestru internațional al sportului și a fost decorat cu Ordinul Sportiv Clasa 1 de președintele României. Continuă să se dedice promovării sportului și pregătirii sportivilor arădeni în calitate de antrenor voluntar la secția de haltere a Clubului Sportiv Municipal. Domnul Adrian Șigău primește titlul de excelență din partea Consiliului Local Municipal Arad pentru care a fost. Ce pot să vă spun? A rămas cu părinți această distinție. Aradul este o oază de talente, rămâne doar chestia de timp. A fost vicepreședinte al Federației Române de Tenis și ulterior al Federației Române de Lupte, participând la organizarea Universiadei de la București în anul 1981. În anii 1970 a participat la dezvoltarea unui program UNESCO în Tunisia. Cronicar al sportului arădean, profesor și economist specializat în turism, domnul Tiberiu Țiganu este autor și coautor a unui număr de 18 lucrări documentare valoroase, având ca temă istoria sporturilor arădene și activitatea turistică. Câteva dintre acestea sunt volumele istoriei ilustrate a fotbalului arădean, monografia olimpice arădeni cu autor Gheorghe Biriș sau recent publicată istorie a canotajului arădean. Pasiunea pentru lumea sportului îl provoacă în continuare să lucreze la noi proiecte, ale căror rezultate finale vor îmbogăți, cu siguranță, bibliografia sportului arădean. Consiliul Local al Municipiului Arad conferă titlul de excelență domnului Tiberiu Țiganu pentru remarcabila sa activitate în domeniul literaturii sportive. Din cadrul primăriei municipiului Arad,
în conceperea și implementarea cu succes a celui mai mare proiect de investiție din sistemul de învățământ preuniversitar românesc, reabilitarea colegiului Moise Lipară cu fonduri europene. Valoarea managementului domnului profesor Mircea Potoceanu este ilustrată prin nivelul performanțelor elevilor colegiului și prin modul în care a reușit să organizeze procesul de învățământ în condițiile grele ale șantierului care a afectat timp de aproape 2 ani edificiul Monument Istoric. În semn de înaltă apreciere a înregistrării activității în slujba învățământului Ardean, Consiliul Local al Municipiului Arad conferă titlul de excelență în domeniul educației domnului profesor Mircea Potoceanu. Reuniunea și toate din punctul de vedere și de asemenea mă simt extrem de obligat pentru mai departe. Tot ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat cu ajutorul colegilor de la școală, s-a întâmplat cu ajutorul neprecupețit al primării din Arad, pentru că altfel nu se putea realiza acest obiectiv. Aș vrea să vă povestesc în 2-30 secunde o întâmplare foarte simplă. Se întâmpla undeva în Marea Britanie, în Anglia, într-un orășel de lângă Manchester. Un director de școală, pentru că nu mai avea loc, a hotărât să construiască o școală nouă. A obținut fonduri, 50 de milioane de lire, a construit o școală nouă, pentru care a fost recompensat de către regină cu titlul de sir. În același timp, după 2 ani de eforturi substanțiale împreună cu primăria, i-au fost schimbat din funcție. Ceea ce faceți dumneavoastră astăzi este un mare pas înainte spre normalitate. Vă mulțumesc! Și-a pus viața în slujba uneia dintre cele mai frumoase valori ale comunității noastre. Ospitalitatea. Prin profesionalismul său a fost mereu un promotor al imaginii Aradului și României în fața celor mai exigenți oaspeți veniți din întreaga lume. În altele standarde de servicii pe care le-a impus prin întreaga sa activitate, au devenit repere pentru generații de profesioniști din industria ospitalității, aducând plus valoare turismului și economiei arădenii. Consiliul Local al Municipiului Arad conferă domnului Nicolae Blaga titlul de excelență în domeniul afacerilor pentru contribuția la dezvoltarea turismului și economiei Aradului. O distinție specială a fost acordată în acest an unui prieten al Aradului care trăiește la mii de kilometri distanță, un om a cărui vocație spirituală este pusă în slujba semenilor săi, atât în comunitatea sa, cât și în alte colțuri ale lumii. Pastorul Lars Gareberg, preot luteran din Suedia, colaborează cu parohia ortodoxă română din Sfânt Nicolaul Mic din anul 1999, când a venit prima dată în Arad cu o misiune de caritate. Cabinetul mobil și medicii voluntari suedezi au ajutat cu tratamente stomatologice sute de copii din familii defavorizate de la Școala Generală din Sfânt Nicolaul Mic și din centre ale Direcției de Asistență Comunitară Arad, au oferit de asemenea sprijin consistent de materiale medicale pentru Spitalul Județean Arad. S-a implicat de asemenea în proiecte de sprijin pentru activități sportive pentru copii, organizând turnee în Suedia pentru echipe de junior din Arad. Pentru activitatea sa în domeniul serviciilor comunitare, domnul Lars Gareberg a primit titlul de excelență din partea Consiliului Local al Municipiului Arad. Din păcate, domnul Gareberg nu a putut fi prezent la ceremonia de astăzi. Distinția va fi ridicată de reprezentantul parohiei ortodoxe române Arad, Sfânt Nicolaul Mic, Părintele Glibor. Înaltă Sfântite Părinte, domnule primar, domnul consilier, stimați invitați, aș vrea să mulțumesc în numele Părintelui Lars pentru faptul că întreaga lui activitate este prețuită de arădeni. Și vă spun că ați făcut o mare bucurie și o mare onoare ca să primească din partea noastră, a celor pe care a ajutat foarte mult, acest titlu de excelență. El, pe lângă tot ce a făcut, a rămas și va rămâne un prieten constant al Aradului și al arădenilor, despre care a vorbit și vorbește frumos într-o comunitate mare pe care o păstorește. Vă mulțumesc foarte mult
Și vreau să-i mulțumesc și la preasfințitului care a sprijinit această activitate socială pe care Părintele Lars a făcut-o în comunitatea noastră din Sfântul Nicolae Mic și în municipiul Arad. Vă mulțumesc foarte mult! Sportiv de performanță, profesor și antrenor la echipele de fotbal Gloria, Centrul de Copii și Junior Cuta și Vagonul Arad, domnul Constantin Patrichian Călinescu a condus din 1969, chiar de la înființare, Școala Sportivă Gloria Arad, care a devenit Școala Sportivă Model. În semn de apreciere a legislației activități puse în slujba dezvoltării învățământului sportiv arădean, Consiliul Local Municipal acordă diploma de onoare domnului Constantin Patrichian Călinescu. Lista laureaților acestei mari sărbători. Dar, în câteva cuvinte, vreau să vă spun câte ceva și din Școala Sportivă Gloria Istoria, Școlii Sportive Gloria, n-am să vă zisesc, care s-a înființat la 1 septembrie 1970 cu zero, adică nu a avut nimic decât un plan de școlarizare. N-a avut profesor, antrenor, n-am avut săl, terenul de antrenament, nimic, nimic, nimic. În sfârșit, cu insistențe, am ajuns și am primit din primăria Mazucat, mi-a cedat un cinematograf, fost un cinematograf caragal, unde în 2 ani, 2 ani și ceva, am terminat, finalizat lucrările și, fără falsă modestie, am construit un club școlar model pe țară. Am avut stări de pregătire pentru box, lupte, altere, judo. Am avut birou, sală profesorală în zonă respectivă, sus dormitoare pentru sportivi și mașină, Volga și autobuz pentru deplasări. Vă dați seama ce a însemnat pe vremuri din alea să fi întâmplat cu așa ceva. La tot cazul, și performanțele, rezultatele au fost pe măsură. Ca să spun în cifre, în 12 ani cât am condus școala, 33 de sportivi au câștigat campionatele naționale, medalia de aur, 37 locul 2 și 46 locul 3, plus multe întâlniri internaționale câștigate de sportivi. Printre laureații noștri, mari câștigători, desigur, primul se situează Adrian Calimente, fost atlet, alergător la gardă la 110. Calimente a câștigat de 2 ori titlul mondial, campion mondial de junior și școlar la Atena și anul următor la Blois, în Franța, unde a domorât și recordul mondial. Cam astea sunt cele spuse și încă o dată mulțumesc celor care s-au hotărât și poate bine au făcut de nou. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul ședinței de deschidere a Consiliului Local Municipal de astăzi, 22 august, în cadrul zilelor Aradului 2014. Pentru finalul acestei ședințe festive, am să-l invit pentru un ultim cuvânt pe domnul primar al municipiului Arad, Gheorghe Fac. Doamnelor și domnilor, sunt onorat că sărbătorim împreună zilele orașului. Dacă pot spune că sunt foarte onorat că în urmă cu 2 luni am împlinit 10 ani de mandat. Împlinesc 10 ani de mandat. Poți să-ți faci o evaluare. O evaluare a muncii și a evoluției orașului. Vă pot spune că pentru oraș a fost o evoluție spectaculoasă și o evoluție frumoasă. În schimb, pentru mine, pentru domnul viceprimar, pentru aparatul din primărie, pentru consilieri, au fost 10 ani grei și 10 ani de muncă. Evident că putem spune un șir de realizări. Arată altcumva astăzi economia Aradului, arată
infrastructura Aradului. Dar poate cea mai mare realizare este faptul că Aradul a început să primească respect în exterior și în interior. Și ceea ce am făcut noi astăzi, prin aceste titluri, ne-am arătat respectul pentru oamenii din comunitate. Să știți că întotdeauna, când îți pui o cărămidă la propria casă, te gândești la tine și faci lucruri pentru tine. Dar când pui o cărămidă pentru comunitatea ta, atunci faci lucruri mari pentru ceilalți. Întotdeauna, lucrurile pentru ceilalți rămân mai mult în istorie decât lucrurile pentru tine. De aceea este nobilă această meserie de primar, de viceprimar, de consiliere, de oameni care au contribuit pentru modernizarea comunității, de oameni care s-au dăruit. Nu este ușor să stai 10 ani, să primești și lovituri, dar este fantastic de frumos să vezi că orașul tău prinde din ce în ce mai mult respect. Felicitări celor care astăzi au primit distinții, îi aplaudăm pe toate. Și sper să rămânem o comunitate în rândul acestor valori de respect, de omagiere și pentru orașul nostru la mulți ani. Vă mulțumim pentru participare, aici s-a încheiat ședința festivă a Consiliului Local. Pentru final, vă invităm să ciocniți un pahar de șampanie pentru cei premiați, comisarități locale și invitați. Vă mulțumim! După câteva momente, bineînțeles. Domnul primar, când merge la terenie? Că n-a mai fost. Da, ce am autorizat. Uite-te la lumița asta. Demisă de la urmașa. Ce face? Bine, lumea noastră. Atât pentru astăzi, la Pulsul Zilei și nu uitați, zilele Aradului continuă până duminică. Rămâneți în continuare alături de TV Arad. Numai bine!